de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață cu energia dată de un comunicat DIICOT din această dimineață, care ne spune că este o mare acțiune, mare la nivel național, ci că DIICOT-ul, de pe la ora 6 trecute fix, a început să calce, pe baza unor mandate de percheziții, nu puține, 457 la nivel național, locații interesante din această prea frumoasă țară. Sunt și, deocamdată, 367 de mandate de aducere, ceea ce înseamnă că deja cauzele sunt bine instrumentate din moment ce mandatele sunt și scrise. E vorba de 46 de acțiuni operative la nivel național. În Neamț, nu cred că Neamțul poate fi ocolit de asemenea acțiuni. În Neamț se vorbește deja despre o instituție publică care dimineață s-a trezit cu niște oameni însoțiți de jandarmi care în momentul acesta n-ar permite accesul în instituție nimănui. Nu spunem mai multe lucruri pentru că și că e secret care este instituția. Dar în mod sigur sunt deja colegi care din acest moment sună ca să vadă cine și despre ce este vorba. În altă ordine de idei, ce să vă mai spun, se pare că de mâine o să avem guvern. Și guvernul ăsta este extrem de interesant. Este un amestec, așa, un melanj între oameni politici și oameni politici din linia a doua, dar cu multă spoială de tehnocrați. De fapt, ei sunt mai mult tehnocrați decât politicieni. Și culmea, lucrul ăsta se vede în zona PSD-ului mai mult decât în zona PNL-ului. Și vă dau un singur exemplu, profesorul Alexandru Rafila, care este el în PSD, dar e mai mult un tehnocrat. Și prima lui ieșire, așa, înainte de a fi numit ministru, a spus ceva de genul, domne, zice, nu se poate ca politicile de sănătate să le facă, eu spun pe direct, Arafat și cu cei de acolo, și să răspundă Ministerul Sănătății. De aceea, noi ne vom ocupa să facem noi politicile de sănătate. E un prim semn că lucrurile s-ar putea schimba în zonă. În altă ordine de idei, avem și un alt ministru, sincer să fiu, nici mă mai obosesc să văd unde e, probabil la economie, care este mare director mare, cu un trecut interesant, așa, a trecut prin multe locuri, la șantierul Daman din Mangalia. Până acum nu prea s-a auzit despre el în zona politică, dar în zona aceea contractelor e foarte interesant. Să nu uităm că Damanul este un grup mare de la care politica externă a României are în momentul ăsta niște lucruri de rezolvat. E acel scandal al corvetelor, sau cum s-o cheamă ele, să nu greșesc să spun altceva, care ne-a pus în cap Franța. Una peste alta, domnul acesta pare mai mult dintr-o zonă, hai să-i spunem, a afacerilor externe nu foarte vizibile, decât din zona politică. Ceea ce înseamnă că încet, încet, nici serviciile secrete nu mai au încredere în politicieni și vor să gestioneze ele direct părți din economia românească și din banii care vin în zonă. Revenind la domnul Rafila și la ce a spus el,
Ne-am gândit că astăzi ar fi bine să îl deranjăm din activitate pe managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, domnul Filimon. Să-l deranjăm în sensul bun al cuvântului, zic eu, că l-am mai scos de acolo, din probleme. Bună dimineața, domnule. Bună dimineața, domnul Bălănescu. Bună dimineața și ascultătorilor dumneavoastră. Niciun deranj ca să vin la dumneavoastră la emisiune niciodată. Nici chiar așa. Că, de exemplu, mâine, în Mesagerul, o să apară o pagină de ziar care interesează direct spitalul. Nu știu dacă... Doar o pagină? Doar o pagină. Erau mai multe, recunosc, dar am zis că să le luăm pe rând, așa. Am înțeles. Acum, haideți să începem cu asta, dacă tot am spus. Începem direct cu asta. Începem cu ce vreți dumneavoastră. După aceea intrăm și pe celelalte lucruri curente. Vă citesc titlul. Curtea de Conturi, verificări la Spitalul Județean Neamț. Să nu mă întrebați de unde știu. Din ce an? Se cere recuperarea 914.110 lei, sporuri acordate nelegal. Înseamnă că este vorba despre un control care a fost efectuat de către Curtea de Conturi în lunile august-septembrie anul acesta. Corect. Da? Unul corect. Din controlele de Curții de Conturi. Care a plecat de la niște bani pe care au controlat Consiliul Județean. N-a fost noi, ca să spun Consiliul așa, județean, targetul principal. Da. Ei au fost în control la Consiliul Județean, noi fiind unitate subordonatoare, ne-au ales și pe noi să verifice anumite spețe. Și da, într-adevăr, au venit cu un raport cu o notă de constatare în care anul trecut s-au acordat niște sporuri angajaților spitalului pe care dumnealor le-au considerat ilegale. Am înțeles. Sporuri care au fost date în lunile iunie și iulie, dacă nu mă înșel. Da, și ideea este așa, că cei care au controlat, să știți, eu vorbesc pentru telespectatori. Au zis așa, domnule, au venit nu știu câți bani de la Consiliul Județean pentru spital. Din ăștia, suma pe care o aminteam, compusă din două bucăți, s-au acordat sporuri COVID, da, așa, ținându-se cont de un salariu de prin 2015-17, nu mai țin minte exact, nu stau, deși între timp apărusele alte normative, alte reglementări legale și nu s-a împărțit suma pe fiecare persoană implicată din spital. Cam astea ar fi cele două lucruri pe care le reproșează Curtea de Conturi. Mă bucur că ați început cu întrebarea asta simplă. E o componentă acolo, sunt două componente acolo în suma respectivă. Niște sporuri care s-au dat personalului medical, care a tratat pacienții COVID și care au fost un fel de extra spor, la momentul respectiv legislația nu permitea, și un spor care a fost dat personalului din spital, dar care nu era direct implicat în tratarea pacienților COVID. Cred că sumele sunt în jur de 700.000 pentru o parte și 140-160 pentru cealaltă parte. Ce să vă zic, e una din constatări, au avut mai multe constatări de cei de la Curtea de Conturi, am fost informat. Din păcate nu sunt numai aceste constatări, am avut ședințe toată vara cu cei din Curtea de Conturi. Sunt foarte multe măsuri pe care trebuie să le iau, din păcate începem cu 2012 încoace. Sunt foarte deci multe... cu 2012? Da. Sunt foarte multe rapoarte care au fost făcute, s-au prelungit măsurile care trebuiau luate an de an și acum am ajuns la acel punct zero în care într-adevăr trebuie luate măsurile și probabil dumneavoastră știți că am cerut sprijinul Consiliului Județean pentru servicii juridice pentru aceste lucruri ca să fie cineva obiectiv din afară și să... putem să vedem ce măsuri putem lua pe calea amiabilă sau în justiție. Bun. Acum, cum să vă spun eu, măsuri. Deci nu aveți decât două variante, părerea mea. Să rețineți bani, dar cui rețineți?
Și cât? La speța respectivă sunt făcute calcule pentru angajații spitalului, la speța la care v-ați referit dumneavoastră. Cele din urmă sunt mai complicate pentru că acolo au fost procese, au fost unele procese și acțiuni juridice tardive, au fost mai mulți oameni implicați, unii nu mai sunt angajații spitalului, deci cele din urmă sunt mai complicate. Dar mesajul Curții de Conturi a fost că indiferent dacă unele fapte sunt prescrise sau procese pierdute, banii cumva trebuie recuperați. Bun, acum este un exemplu în neamț care ar trebui să dea de gândit celor care au de recuperat banii în urma controlului Curții de Conturi. Am scris acum o săptămână, dacă nu mă înșel, sau două, despre fostul primar Gheorghe Ștefan. Are de returnat, bine, mai este apelul de judecat, are dărnat peste 10 milioane de lei. De ce? Pentru că cei din primărie nu au pus în aplicare decizia ale Curții de Conturi sau nu au urmărit recuperarea banilor până în ultima instanță, ca să spunem așa. Și atunci s-au îndreptat acum împotriva ordonatorului principal, adică împotriva lui. Din păcate, asta e și poziția pe care o am acum. Deci dacă nu se întreprind niște măsuri concrete și nu se fac niște pași concreți, până la urmă, nu numai eu, dar și managerii din trecut vom fi practic cei responsabili pentru recuperarea acestor sume. Adică toți managerii din 2012 încoace? Cam da. Este în 2021, 2012, Doamne iartă-mă. Primul raport sau prima discuție pe care am avut-o cu dumnealor a pornit de la un raport din 2012-2013 cu măsuri care trebuiau luate pe atunci și din păcate au fost lucruri făcute tardiv, nu s-au putut recupera banii și acum trebuie recuperați. Am înțeles. O să mai discutăm despre asta, dar la nivelul angajaților se știe despre această speță? Despre ultimul control de al Curții de Conturi am informat oarecum secțiile și se știe în comitetul director. Chiar săptămâna asta am terminat de făcut niște calcule. Nu am anunțat nimic oficial pentru că nu știam încă cum și ce sume vor fi, s-au făcut calcule pentru toată lumea. Variază, de exemplu, la un doctor ar fi ceva de recuperat în jur de 2000 de lei. O gardă mai lungă. Și la un, nu știu, un asistent sau o infirmier câteva sute de lei de persoană. Nu de sunt persoană. Sume foarte mari. Noi am discutat cu cei de la Curtea de Conturi și cred că o să reușim să facem niște payment plans, niște plăți în rate ca să nu, de fapt nu noi, să discutăm cu angajații să se facă plăți în rate ca să nu fie afectați. Dar va trebui să fie luată măsura asta, probabil de la începutul anului viitor. Asta înseamnă că veți fi foarte iubit o perioadă. Deja sunt. Veți fi foarte iubit o perioadă acolo. Da, mă rog, v-ați asumat, e treaba dumneavoastră până la urmă. Bun, haideți să vedem cum a fost impactul la nivelul spitalului a comunicatului acela al parchetului general. Apropo de incendiu. Ce să vă zic, nu e ceva ce și-a dorit nimeni. Pot să vă zic că din sursele mele și din ce documente am citit, incendiul a pornit de la o candelă care a prins un combinezon și de la combinezon s-a extins la o saltea unui pacient și de acolo, mă rog, în întreg salonul. Expertiza spune clar că nu a fost un scurt circuit și este o situație dificilă. Vă dați seama că afectează spitalul, afectează personalul spitalului, afectează încrederea comunității și a pacienților în ceea ce se întâmplă la spital. Deci e o speță dificilă. Bun, care acum va dura mulți ani până se va rezolva și va fi o soluție finală. Bun, va dura mulți ani. Problema este că spitalul este chemat ca parte. Suspect. Mă rog, suspect. Da. Și în mod clar, indiferent cum se va ajunge, se va ajunge și în civil pentru despăgubiri, care
după părerea mea, nu vor fi mici vor deloc. Vor fi cerute de ordinul milioanelor, evident. De ordinul milioanelor de euro. Și stau și mă gândesc dacă spitalul... Bine, probabil că există și asigurări medicale, probabil că există... Există asigurări de malpraxis pentru spital. Nu știu dacă există neapărat o asigurare de răspundere civilă. Probabil că da, dar sumele oricum nu vor acoperi milioane de euro cerute. Am înțeles. Da, deci eu văd urmări de la acel comunicat și de la alte dosare. Aveți șefiile de secții scoase la concurs și nu s-au înscris la concurs exact la secțiile care au probleme. Asta știți foarte bine, că sunt niște secții dificile, dar asta nu înseamnă că nu pot colabora sau nu colaborez foarte bine cu acei domni sau doamne doctori de la secțiile respective, dar fiecare, na, ce să spun acum, mergem înainte cu ce avem de făcut. Până la urmă, pacientul e punctul critic și punctul central a ceea ce facem la spital. Astea vor, nu neapărat, n-aș spune că vor tărăgăna, dar vor fi niște procese probabil de lungă durată și vom vedea rezultatul final probabil în câțiva ani. Da, acum... Este important, ca ați menționat, șefii de secție, totuși să fie o stabilitate și un echilibru, atât pentru mine, cât pentru spital și indirect pentru pacient. Da, pentru că altfel nu... Și așa încrederea în sistemul sanitar în general este tot mai scăzută. Nu numai pentru la Piatra Neamț deja circulă tot felul de legende și perioada asta de spital COVID nu a făcut ca lucrurile să meargă spre bine. Perioada de spital COVID nu. Când am restartat atunci activitatea în iunie, iarăși adresabilitatea nu a fost foarte scăzută, nu a fost foarte ridicată, pentru că pacienții aveau încă impresia că suntem spital COVID, nu știau exact dacă să vină, dacă să nu vină, și după aia nici n-am dat drumul bine la motoare, să spun așa, și a venit septembrie cu valul următor și cu iarăși închiderile de secții, care, vă spun sincer, nu e ceva ce și-a dorit nimeni. Sunt niște decizii care trebuie luate, mai, în general mai puțin populare, inclusiv deciziile de detașări și dirijări de personal de pe o secție pe alta, în funcție de nevoile fiecăreia. Bun, acum, practic, acum sunteți un pic mai lejer, din câte știu eu, cel puțin cu noi internați. Nu știu la ATI cum stați. ATI-ul este în continuare plin. Da. Dar, într-adevăr, ieri erau 150 de pacienți COVID și am început să, cum zicem noi, să negativăm secții rând pe rând, să le nebulizăm, să le facem din nou circuitele pentru pacienții negativi. Și aveți deja secții care acum pot funcționa? Da, da. Ele au început de acum 2 săptămâni, de fapt am început cu ortopedia, ei au fost primii care au devenit negativi. Și încetul cu încetul negativăm. Am negativat și oftalmul, și oreleul, și etajul 1, practic, din spitalul nou. Acum lucrăm pentru secția de obstetrică ginecologie, să negativăm și acolo și tot așa. Acolo cred că este o mare frustrare, din profesională vorbesc, pentru că, deci, practic ei... Știu și s-au scris numeroase articole, s-au luat... poziții pentru a discuta deciziile care au fost luate, dar cum am explicat de multe ori, nu a fost o decizie neapărat ca să afectăm secția de bine ginecologie, au fost decizii luate pentru binele pacientului în general. Bun. Cum ați făcut față la valul ăsta? În afară de câteva zile în care, într-adevăr, am avut dificultăți extreme, mai ales pe weekend, în UPU, în general, ce să vă zic, eu sunt chiar mândru și le mulțumesc celor care lucrează în spital că au reușit să gestioneze, cu toate frustrările care sunt, bineînțeles, cauzate de această pandemie, au reușit să gestioneze situația într-un mod, zic eu, exemplar pentru numărul de cazuri și pentru gravitatea cazurilor pe care le-am avut. E cu atât mai important acum că avem o secție totuși ATI,
care a făcut față. Nu știu în ce măsură, mă rog, cazurile erau foarte grave. Dar... Eu vă zic sincer că pentru toți cei care cunosc sistemul și înțeleg ce înseamnă o secție ATI, a venit la momentul potrivit. Dacă nu aveam, mai ales la câte decese aveam oricum, acum au fost foarte spital, multe decese. Foarte multe, mult mai multe decât un val. Eu am mai prins un val în martie-aprilie. Nu au fost nici pe departe atât de multe decese cât au fost acum. Și vă zic că fără secția ATI era ar fi fost un dezastru la Neamț. Mai ales că au fost zile în care și noi eram cu mult peste capacitatea oficială de 17 paturi a secției. Plus cele care erau sus. Plus cele care erau sus exact la ginecologie, plus cei care stăteau prin UPU, adică a fost dificil, dar am trecut cu bine, zic eu. Da, acum sunteți aproape de a trage o linie cât de cât, dar toată lumea spune, domne, va veni și valul 5. Tot așa o să o facem cu măsuri luate în pripă sau se gândește ceva special? Nu cunosc ce măsuri doresc și de la DSP sau de la minister, pentru că de acolo practic vin instrucțiunile. Noi în valul 4 am folosit protocolele și ce am considerat noi de făcut după un plan de reziliență pe care l-am făcut în vară, practic, când ni s-a cerut să-l facem și am redeschis secțiile în ordinea în care, sau am închis secțiile în ordinea în care am stabilit-o în planul respectiv. Din punctul nostru de vedere, întotdeauna probabil vom începe cu pavilionul medical și vom continua cu pavilionul chirurgical pe măsura înmulțirii cazurilor. Bun. Acum, haideți să vă întreb ceva, că toată lumea se întreabă. Am scris și noi la un moment dat, fără să intrăm în amănunte, că nu le aveam. A apărut acel medicament, mă rog, acea chestie de anticorp monoclonal. Și spuneți-mi și mie, cine hotărăște când se face tratament cu ei? Hotărăște medicul infecționist pe baza unui protocol foarte clar. Și protocolul spune, e foarte simplu. În primul rând trebuie să fie dat, administrat unui pacient cu forme ușoare sau dar în general forme ușoare și la începutul bolii. Altfel nu are niciun efect. Bun. Eu știți ce nu înțeleg? De obicei, pacienții cu forme ușoare și la începutul bolii, chiar dacă sunt testați pozitiv, se are forme ușoare, sunt sfătuit, mă rog, să stea acasă. Adică... Sunt sfătuit să stea acasă. Dacă el stă acasă 5 zile, 6 și în a 7-a îi se face rău, Nu mai beneficiază de tratament. Adică este undeva un nonsens în toată chestia asta. S-a spus, domne, medicii de familie pot să spună. Haideți să fim serioși că și medicii de familie sunt depășiți de multe ori de situația asta. E un tratament bun, nimeni nu zice că nu e un tratament bun, dar sunt anumiți factori și elemente care trebuie luate în considerare atunci când se administrează. Că a fost așa o chestie ciudată. Au venit doze la Neamț, au venit doze la Roman. Dozele de la Roman s-au consumat relativ repede. Așa. La Neamț, nu, la Piatra. Da, din păcate, la Piatra, în general, noi am avut cazuri extrem de grele. Adică pacienții veneau foarte târziu. Foarte târziu, dar și cazuistica a fost foarte, foarte dificilă la noi, pentru că avem și secția cea mai mare de ATI și atunci, în mod normal, selecția pacienților, ca să nu zic altfel, este făcută în așa fel încât la noi vin cazurile grele. Deci noi, în general, avem din toți bolnavii de COVID, noi avem, în general, 50-60% cazuri foarte grele. Deci sunt formele... S-a văzut din raport. Da, sunt formele dificile. Da? Și după aia avem, nu știu, un 20% poate cazuri ușoare și 30% cazuri medii. Adică mie mi se pare puțin întoarsă pe dos toată chestiunea asta, dacă în cazul celor cu forme mai simple acest medicament este ok, poate trebuia găsit o soluție, știu eu, undeva altfel. Dom'le, cine e ăla? Ok, are cazul ăsta. Noi așteptăm 7 zile să vedem dacă se face mai rău? Da. E și vorba de pacienți. Sunt mulți care au vrut să meargă acasă cu forme ușoare.
Da, e vorba de cei care au zis că e doar o gripă sau o răceală și s-au trezit în a șaptea zi, a Da. opta zi venind. Să nu credeți că am și eu cunoștințe, am telefon, mă sună, mi-e rău, mi-e rău de o săptămână, dar vin acum. Da, Din și păcate se bineînțeles că după întâmplă. aceea îți fac presiuni, dă-i medicamentul. Minu. Presiuni se fac tot timpul. Eu o slujbă care o știți foarte bine, cu o grămadă de presiuni din public, din afară, în viața personală, deci presiuni sunt. Ideea este de a da pacientului tratamentul corespunzător. Foarte multă lume Și trebuie să-l și ai ca să-l dai. îl ai. Nu, să știți că nu am avut foarte multe sincope, sincer vorbesc, în valul acesta. Au fost niște sincope care au fost pe plan național, cu niște medicamente care nu au fost disponibile, nu știu, o zi, două, trei maxim, dar în rest aprovizionarea s-a făcut și e chiar una din, cum să spun eu, ideile mele de bază pentru managementul acestui spital, să avem lucrurile astea de bază, medicamente, materiale sanitare și ce ne trebuie în general pentru pacient. Bun. Acum au trecut aproape 2 ani, da? Un an și de când suntem în criza aceasta. Da. Un an și. În perioada asta nu s-au putut face lucrări, reparații, investiții la nivelul. Sau foarte greu. Sau foarte greu. Lucrurile astea nu se simt în spital la nivelul utilităților, la nivelul. Și așa erau probleme. Aveți probleme cu căldură, cu. Avem Știu eu, probleme și curentul am electric. mai avut, nu, am avut niște probleme cu cazanele. Deci când am ajuns eu în ianuarie, erau niște probleme cu cazanele, am reparat două atunci. Și acum am mai reparat încă trei. Deci cazanele de pe centrala principală a spitalului funcționează. Mi-a luat foarte mult timp să găsesc cineva care dorește să facă revizia arzătoarelor, Mentenanță, da. mentenanța arzătoarelor. Nu cred că a fost făcută vreodată înainte. Din păcate, sunt firme care se feresc de Spitalul Județean Neamț, că nu vor să fie practic responsabile. Ele au un grup de clienți deja format și când sunăm noi, veniți și la noi, e mai mult o bătaie de cap și un risc câteodată pentru firmele respective. Și mă refer la firmele din aceste domenii pe care le-ați enumerat, cu oxigenul, cu verificările electrice, cu Acum, partea termică. știți, se feresc și din cauza faptului că au tot felul de informații care vin dinspre. Nu știu exact ce informații, pot să vă zic că nu avem furnizori neplătiți, banii au fost dați întotdeauna la timp conform contractelor, deci din punctul ăsta de vedere financiar nu ar fi o problemă. Dar bineînțeles că atunci când vii și, nu știu, îți asumi răspunderea de a avea grijă de arzătoarele de la cazanele spitalului, ar fi bine să meargă, nu? Că până la urmă, dacă nu e căldură într-o seară sau se întâmplă ceva cu o țeavă sau așa, se află în toată presa că spitalul nu are căldură. Și bineînțeles, pe lângă telefoanele către mine, se află cine e firma care face revizia sau care se ocupă de așa ceva. Da, Nu e știți. exact ce-ți dorești ca un patron de firmă, ca patron de firmă să fii în gura ziarelor, ca să zic așa, pentru că nu a mers ceva la spital. Am înțeles, numai că știți cum e. Când spui Piatra Neamț, lumea se gândește așa. Ce e Piatra Neamțul? Dacă nu e o firmă din județ, dacă sunt firme din altă. Deci, bă, acolo, apropo, acolo la foc piața și totul e în regulă. Adică nimeni nu a avut nicio problemă. Acolo a luat foc, mă rog, ATI-ul, generic spitalul, da? Da. Și îi devine o, cum se cheamă, o candelă, deși în mod normal noi ar trebui să discutăm la modul foarte serios despre condițiile generale în care se desfășura activitatea atunci, care nu au fost condiții generale care au fost inventate în secunda aia. Ele vin dintr-un Bineînțeles. trecut. Ele vin dintr-un trecut. Trebuie să vedem de ce spitalul ăsta avea pe 2 etaje autorizație de incendiu și pe restul nu. Trebuie să vedem și ce au spus pompieri, mă rog, ISU, cum se s-o chema ei, că trebuie făcut și dacă s-a făcut când au spus.
Adică e ușor să spui, domne, candela. Bun, candela vine din mai multe lucruri. E cauza directă. Cauza directă. Eu deci, zic candela vine... Cauze, nu zic că nu sunt cauze sistematice, exact. Da, de, vechi. Poate de a trăinui personalul mai bine. Poate infrastructura. Poate alarmele de incendiu. Și așa mai departe. Deci nu zic că e... Știm cu toții că infrastructura nu e nici pe departe ideală. Asta se știe. Noi trebuie să o facem cât mai safe, să minimizăm riscul. De eliminat riscul nu o să elimini niciodată. Bine, acum, de exemplu, în secția asta exterioară, secția exterioară a ATI, ați avut vreo problemă de când a început activitatea? La modul de probleme tehnice vorbesc. Am avut ceva cu o priză de oxigen, care nu se mufa ca lumea, dar am schimbat-o și deci nu s-a au rezolvat. Fost. Nu am avut nicio problemă. Deci aici s-a lucrat cu spirit de răspundere. Vă zic că am avut și presă din afară și doctori și cei de la NMCS care au venit în control și care la sfârșitul controlului au spus că oricum nu au mai văzut secție ca asta pe unde au umblat prin țară. Deci feedback-ul a fost pozitiv din toate părțile pentru secția din curte. Asta este bine. Acum să vedem dacă ce veți face cu secția asta, dacă lucrurile vor merge, cum să zic eu... Dificultatea acum, și eu am discutat-o cu domnul doctor Gurău, este să ne gândim pe viitor unde putem amplasa totuși o secție ATI în spital. Aici este problema. E dificil, dar nu e singura problemă pe care o avem, ținând cont de infrastructură. De exemplu, și vă dau alt exemplu, secția de oncologie are un proiect care trebuia să fie implementat. Trebuie să fie implementat și probabil că va fi implementat și acum suntem în discuții să vedem ce și unde am putea noi, ca spital, să mutăm secția de oncologie temporar atâta timp cât proiectul e derulat. Deci problema infrastructurii sau problema mutării unor secții dintr-un loc în altul este o problemă extraordinar de dificilă la spital, pentru că spitalul e plin și noi nu avem spații goale. Când s-au renovat cele două etaje din spitalul nou, s-au înghesuit, am înțeles. Nu eram nici în țară atunci, dar s-au înghesuit, am înțeles, în etajele inferioare și așa au reușit să... Bun, și vorbim totuși despre o secție cu un specific. Vorbim cu o secție cu un specific și este... care are niște dimensiuni. Adică dacă noi am fi acum să facem o secție, păi vedeți cât e de mare, de fapt, cel din curte. Da? Deci la 17 paturi sunt 800 și ceva de metri pătrați. Ca să facem așa ceva, ar trebui complet remodelat, probabil, un etaj din spitalul nou. Da. Ce să zic, nu știu, e complicat să iei pacienții, mai ales la oncologie, să-i duci în altă parte. Pe de altă parte, trebuie modernizată secția, trebuie asumate niște lucruri. Trebuie în înțelegere cu cei din secție lucrurile noi acum rezolvate. Am reușit, cu banii primiți pentru reparații anul acesta, am reușit să facem, să începem, de fapt, proiectul să renovăm secția de psihiatrie. Deci avem o firmă care a câștigat procedura de licitație și se ocupă de secția de psihiatrie, de sus până jos. Pe exterior? Pe interior. Pe interior. Pe interior, da, pentru că era jale. Da, e clar, am văzut și o imagine de acolo înainte. Bun, și ce se întâmplă cu activitatea secției? Lucrăm pe etaje, se fac lucrări pe etaje și neavând, am mai transferat pacienții în județ. La Roman, da, în special. Așa, și lucrăm, asta e, nu avem altfel cum, lucrăm pe etaje. Procedura este, să zic așa, agreată de cei de la ISU, de sunt exemplu? Sunt reparații, nu este autorizație de construire. Deci, practic, deci se lucrează pe reparații de sus reparații în jos. De sus în jos. Și, da. Bun. Acum, pe lucrările mari, de exemplu, ce se mai întâmplă cu zona aceea de săli de operații, bloc operator? Sălile de operație e un cuint al, ca să-i spun așa. Scump cui? Scump. Noi am cerut și încercăm, dar vă zic, este această imagine a spitalului care face aceste lucruri oarecum dificile, să facem aceste expertize, să înțelegem exact ce se poate face acolo, dacă se mai poate face ceva.
Am discutat personal cu mai multe firme din țară și nu am ajuns încă la un acord, atât pentru blocul operator, cât și pentru pediatrie, să primim această expertiză, să vină cineva să se uite la proiect, să se uite la ce s-a efectuat ca lucrare și să ne spună exact ce mai avem de făcut și, nu știu, 20%, 30% și să ne dea un deviz pentru a relua lucrările și pentru a face ceva din cele două locații. Bun, eu țin minte că la blocul operator se spunea, domnule, la un moment dat era 86%. Da, nu e mult. Deci 86%. Nu e mult. Nu știu, nu e mult. Întrebările care vin din interiorul spitalului și, da, normal, eu nu sunt acolo de foarte mult timp, sunt materialele conforme? Se pot face activități medicale? Deci, la un moment dat... Există ventilație care funcționează, ținând cont că sunt niște chillere rămase pe la refill prin curte? Deci cam astea sunt întrebări. Și atunci cineva trebuie să vină la momentul acesta și să-mi zică, da, în 2015, când s-a făcut, era conform. Acum nu mai e conform sau e conform. Eu n-am de unde să știu treaba asta. Și te mai costă, nu știu, 2 milioane de lei să termin și să faci din partea asta de clădire ceva. Bloc operator, sală de mică, deci, mică chirurgie. Eu știu că lucrurile s-au blocat la un moment dat când a existat un diferent de opinii. Facem bloc operator sau facem chestie de zi, mici, da, operații de zi? Mici operații chirurgicale. Și atunci acolo s-a blocat. Și de acolo, din disputa aceasta, s-a întârziat un an, doi, trei și au început să apară uzura morală a... Uzura morală oricum este, asta vă pot confirma, deci, pentru că e evident. Și atunci eu i-aș lua pe cei care au discutat atunci, băi băieți, ați blocat, că practic așa s-a blocat, indiferent ce ne spune acum cineva. Ia hai să vedem, cine răspunde de blocajul ăsta? Pentru că, facem puțină istorie, secția, deci blocul operator a apărut după ce Consiliul Județean și Spitalul și Consiliul Județean a aprobat, au dat niște teren unei firme private, care s-a angajat să facă o construcție și să o doteze. Deci, asta cum spuneți dumneavoastră. Nu, dar vreau să vă spun istoria toată. Da. Firma privată, prin contract, dădea la cheie secția, blocul operator, cu un număr de mese de operație și cu ce mai era acolo. După au venit băieții, au zis, băi, uite care-i treaba. Noi ne-am făcut secția noastră, pe care lucrăm și acum, bănuiesc, de dializă. Uite care-i treaba. Haideți să facem altfel. Vă dăm noi banii să o faceți voi. Și s-a schimbat contractul. S-au făcut niște acte adiționale. Știu că sunt multe acte adiționale. Și acolo, dintr-un număr de paturi a apărut alt număr de paturi. În loc să-l facă ei, au dat niște bani care au ajuns în conturile Consiliului Județean. Au stat bine, mersi, o perioadă de timp. După care a început partea de, hai să-i spunem, amenajare. Și începe. Amenajăm și facem. Vedeai, avem toate pozele și toate inaugurările care se făceau la vremea aceea. Ce am mai dat atâția bani. Facem atât. Nu răspunde nimeni. Sunt nu 100.000 de euro acolo. Absolut. Atât deci, acolo cât și la pediatrie sunt milioane. Deci, și noi la pediatrie vedem doar partea de achiziții, într-adevăr, importantă. Dar nu vedem, nu merge nimeni să ia de urechi pe ea de la Bodo Invest, care au făcut proiectele și care șeful de la Bodo Invest este în legătură de rudenie apropiată cu unul de la investiții din minister. Și toate proiectele astea lui Bodo Invest erau făcute pe colțul mesei și erau impuse spitalului și nu numai spitalului, că au făcut și altele. Deci chiar ne uităm doar că s-au luat paturi și nu știu ce aparat. La astea s-au uitat organele de control. Eu ce să zic, am filozofia asta în viață în care mult mai puțin în trecut. Încerc să învăț niște lecții din trecut, dar dacă mă uit în trecut, nu mai dorm noaptea. Dacă intrați în blocul operator, unde vă uitați? În viitor?
Nu, dar îmi doresc să știu ce pot să fac acolo. Nu știu, poate pot să fac doar birouri, habar n-am. Deci, nu știe nimeni. Nu știe nimeni. Da, eu aș zice că ar fi mișto de închiriat. Eu zice că ar fi mișto de închiriat asta. Sau putem să facem, că la spital cred că s-ar preta, uite, eu vă dau o idee de afaceri la spital, Muzeul Proiectelor Ratate. Da, aș vrea să nu am un exponat în mandatul meu. Deci eu nu vă doresc asta, dar Muzeul Proiectelor Ratate. Pentru că putem începe așa, bloc operator, pediatria, extinderea UPU. E în lucru. E pe vine, ca să spunem așa. Problema este dacă se dă un adjuvant sau nu. E un lucru. Și mai sunt, la un moment dat, câte proiecte ni s-au anunțat la spital? Nici nu mai știu, erau vreo 7. S-a renunțat la niște reabilitări termice pentru niște clădiri. Da? Și acum ce pot să vă zic că sunt în stadii avansate? V-am zis, e oncologia, care a fost preluat ca finanțare de CNI și ambulatoriu integrat, deci corpul C din policlinică, da, care e într-un stadiu avansat și el în proiectare. S-a obținut avize și se lucrează pentru autorizație. Ați fost chemat să vi se spună, mă rog, și dumneavoastră n-aveți nicio treabă, dar așa, ca manager, cine a câștigat proiectarea pentru nou spital și să discutați? Nu. Sau... Nu. S-a încheiat, din câte știu. Nu. Procedura și să suntem și noi curioase din cine a câștigat. Am întrebat la Consiliul Județean, dar... Eu îmi doresc să o facă, nu? Să termine studiul. Și eu îmi doresc să termine studiul și îmi doresc să văd primul cancioc pus acolo, așa cu capsula timpului băgată jos, pentru că deja cred că din 1991 până acum am participat la discuțiile despre construcția vreo 8 spitale noi. În Piatra sau? În Piatra. În Piatra. Acum măcar am ajuns la stadiul ăsta să avem 20 de milioane de lei sau 21 cât or fi pentru proiectare. Măcar este un pas înainte, că în rest erau doar machete. Pas cu pas. Bun. Deci... lucrul ăsta cu nou spital nu vă afectează activitatea de investiții, reparații și... Nu, colaborarea cu CJ-ul pe partea asta, pe partea financiară și în general, de fapt, este foarte bună din punctul meu de vedere. Noi am făcut cereri referate. Am văzut că v-au dat banii acum, trebuie să-i recuperați. Cum se face... Dar nu, eu consider că noi acum, azi, avem pacienți și trebuie să avem grijă de pacienții noștri. Bun. Azi. Dar pacienții... Prin reparații, prin medicamente, care apropo am comandat pe 2 luni jumate înainte ca să nu avem nicio surpriză de sărbători. La fel cu mâncarea, la fel cu reactivii pentru laborator. La laborator, de exemplu, vom aduce un aparat care va fi al 4-lea dintr-un spital public din România în colaborare cu firma Roche pentru automatizarea analizelor. Deci se fac niște eforturi, nu financiare și de investiții. Nimeni n-a spus că nu s-au băgat bani în aparatură. Da. Nimeni n-a spus, pentru că s-au băgat. Anul acesta, să știți că nu am primit decât niște bani pentru incubatoare de la minister. Deci toate listele alea de investiții pentru echipamente... Haideți să fim cinstiți cu noi. E normal, într-un fel, să nu fie foarte mulți bani de aparatură într-un an în care banii s-au cheltuit pe alte lucruri. Pe alte lucruri, unele utile, altele inutile, altele profitabile, dar inutile, sau profitabile, dar proaste. Dar, în general, banii s-au cheltuit pe altceva cu justificarea aceasta, COVID. Da? Așa este. Deci, pe de o parte. Pe de altă parte, ce s-a achiziționat în ultimii ani la Spitalul Județean, nimeni n-a venit să ne spună, domne, s-au achiziționat toate astea, e ok, care este raportul necesitate, preț, eficiență la aceste aparate. La aparate vă referiți. La aparate vorbesc, pentru că în trecut, nu mai știu acum, aveam aparate care s-au luat și care stăteau foarte frumos învelite pe holuri sau chiar în secții, acoperite, într-o secție interesantă, cu scandaluri. Țin minte, am și scris la vremea respectivă, era un aparat, domne,
Cine îl folosește? Păi nu îl folosește nimeni. De ce? Păi colegii mai tineri au făcut cursuri, dar nu l-au folosit niciodată. Dar de ce nu îl folosesc? Pentru că spun că nu sunt siguri dacă pot, dar n-au făcut cursuri. Au făcut cursuri, dar știți, la cursurile alea se făceau așa. Seara cursuri la Iași sau la București și noaptea gardă la Piatra Neamț. Mă înțelegeți? Da, eu înțeleg. Eu vă mai dau un exemplu destul de recent. Când am descoperit, nu zic secția, un aparat de vreo 150.000 de euro care nu era folosit din cauza că lipseau niște imprimante. Bine, imprimantele erau un pic mai scumpe, nu sunt chiar niște imprimante. Am înțeles, dar raportate la aparat. Raportate la aparat, da, și am găsit o sponsorizare și am rezolvat două imprimante și acum funcționează cu succes. Foarte multe chestii, să știți că anul acesta le-am făcut prin sponsorizări. Nu mă plâng de lipsa banilor, dar foarte multe lucruri la stat merg foarte greu. Cu aprobări, cu referate, cu achiziții. De exemplu, acum am obținut o sponsorizare, nu s-a făcut încă plata, pentru un sistem pe care vreau să-l implementez în bucătărie, pentru rețete și inventarul din magazia de alimente. Deci exact ca la un restaurant. Să zicem că secția ortopedie comandă, are 30 de pacienți, da? Eu trebuie să iau 30 de porții. Exact ca la o masă, da? La restaurant, să ia comanda. Și porțiile alea, pe baza rețetarului, nu știu, reprezintă o pulpă de pui de 100 de grame, piure, broccoli și ce mai punem noi acolo, da? Care au cantități. Și broccoli? Da, care au cantități. Și vreau să folosesc softul ăsta ca să scad inventarul din magazie pe baza comenzilor, așa numitelor comenzi, de pe secții. Dacă am, nu știu, 348 de porții care trebuie să le dau într-o zi, să știu exact cât mă costă și ce folosesc pentru a face acele 348 de porți. Din păcate, softul e mai mult de 2500 de lei, da? Și nu a fost prins în planul de investiții pe anul acesta și atunci am sunat și am obținut o sponsorizare ca să cumpărăm softul respectiv. Și tot așa. Bun, acum eu aș aștepta să văd un soft, sau mă rog, nu un soft, ceva, un programel care să arate așa. Când deschizi direct manager, da. Asta, să vezi așa, bucătărie, da? Vechimea plitei, vechimea țevilor care trec prin plită. Bucătărie, da. Vechimea țevilor de apă, gradul de puritate al apei folosite în bucătărie. Puritate. Fac analize și să știți, informațiile astea sunt toate pe hârtie. Eu am zis că vreau un program, știți? Da, și eu vreau și să știți, acum lăsând gluma la o parte. Eu nu glumesc. În anul următor, sper să mai fiu manager în anul următor, e unul din punctele mele pe care chiar vreau să le aplic cu conștiinciozitate. Să avem mai multă informatizare și softuri în spital, începând de la cele brățări cu care, sincer, mă chinui de ceva timp să-l caut oferte și să vedem cum cu brățările pentru pacienți, cu imprimante. Cu ei sunt atâția care fac scanner. De pe aici face niște brățări. Niște brățări, până la softul pentru stocurile de materiale sanitare, în care încă totul e pe hârtie și se numără totul de mână și așa. Și asta mi-aș dori sau asta aș vrea în anul următor, să avem niște pachete de software într-adevăr care funcționează. Știu că am fost contactat și de dumneavoastră sau mă rog de colega dumneavoastră în câteva zile în care pe o hârtie scria stoc zero la farmacie, la un anumit medicament. Asta nu înseamnă că nu erau pe secții. Nu înseamnă că nu erau pe secții, dar ar trebui să fie o alarmă undeva, cum ziceți dumneavoastră, și eu aș vrea să văd pe un ecran, da, în roșu, un anumit stoc la un anumit medicament și să-mi spună direct, să primească cel de la achiziție un mesaj sau un e-mail sau cum vreți dumneavoastră, un SMS în care să spună, vezi că nu mai ai, nu știu, vitamina C, comandă. Ar fi simplu și există. Eu nu-mi doresc lucruri care nu există la Spitalul Județean Neamț. Îmi doresc lucruri de bază care există și sunt implementate deja la alte spitale publice, nu spitale private. Bun, acum ați primit vreo veste cu privire la acreditare? Am avut o inspecție de la NMCS, o vizită de monitorizare, dar nu ceva oficial despre acreditare. Bun, acum dacă ar trebui să fac acreditarea, da? Pe criteriile care există. Da. Spitalul își menține
Gradul, rangul? De ultima dată de când s-au făcut acreditările, s-au schimbat un pic gradele. Acum sunt mai multe trepte. Au apărut mai multe trepte, da. Intermediare. Așa. Eu zic că ne-am menține, dar eu știu că sunt indicatori critici. Văzut de altfel și de doamnele care au fost săptămâna trecută, cred, în control, cum ar fi niște infiltrații și niște puncte de apă pe anumite tavane, de exemplu, în secția de infecțioase, că nu mi-e rușine să zic, care sunt așa numiți indicatori critici. Deci în momentul în care se vede așa ceva, își iau bagajele și pleacă. Și ai picat, sau nu mai vin. Nu ai picat acreditarea, dar până nu se rezolvă, este sau se nu oprește. Este sau nu este un indicator critic faptul că o clădire a spitalului are risc seismic cu roșu? Nu e cu roșu. Mă rog, sunt opinii de diverse riscuri seismice. Păi nu, dar eu am citit hârtia transmisă de Consiliul Județean, care e proprietarul clădirii, tuturor ministerelor, în care cere sprijin pentru un nou spital. Da. Și acolo scrie foarte clar, semnat de toți factorii de răspundere, este vorba responsabil. Da, de pavilionul medical, care are într-adevăr un risc seismic 2. Și ăsta înseamnă un factor critic sau nu? Nu. Deci dacă avem un pavilion care are posibilitatea la un cutremur să pice, nu e o chestie nu pică critică. De tot. Aș vrea să zic. Pică numai o parte. Pică niște balcoane, niște, deci nu pică de Am tot. Înțeles. Nu, ca să lămurim un pic și deci, cu gradele astea, cu riscul seismic, să înțeleagă lumea, așa astea sunt chestii care se deci, pot găsi și pe Google. Nu, eu am înțeles asta. Noi pe Google de pe vremea lui Băsescu stăm, adică vă rog să mă credeți. Da. Google a devenit mod de informare în toată presa. Deci de când a spus domnul Băsescu că, domnule, Google, ce mai atâta carte, stăm și noi pe Google, dar stau și mă întreb, un pacient, cât e de liniștit în momentul în care îi se spune, bă, stai liniștit în, aici, sau un medic, sau în stai aici că nu cade decât balconul. Deci stai cu minte, vii la noi, nu e nicio problemă, cade doar balconul. Și vin ăștia că de la acreditare și ne spun așa, domnule, ăsta nu e un factor critic, dacă s-o infiltra niște apă la secția investigării, ăla e un factor critic, adică vă dați seama, pui acoperișul și nu mai se infiltrează, dar acolo cade balconul, mă rog, asta știm noi, cade balconul și Google. Asta știm noi, da. Noi și Google știm asta. Corect. Dacă stai înăuntru în perioada aia, s-ar putea să faci un pic de atac de panică, ca să nu mai vorbim de atac de cord. Eu sper să nu se întâmple. Am Nimeni înțeleg. Nu-și dorește, dar asta e situația. Eu ce vreau să vă spun, că toate aceste chestii, acreditări, neacreditări, mama acreditărilor, para-acreditările, se fac pe baza unor criterii, uneori de tot râsul. Uneori de tot râsul. Eu aș acredita spitalul pornind de la numărul de cazuri rezolvate, de la numărul de bolnavi direcționați spre alte spitale. Sunt indicatori care sunt deci, luați astea, ăștia aș lua. Da. Adică, domne, și secțiile. Dacă o secție, nu știu. Secția are indicatori. Deci, nu știu, dacă o secție are peste 60% bolnavi pe care îi transferă spre alte spitale, eu m-aș întreba dacă acolo este secție. Sau este un punct de triaj. Acolo intervin alte. Te uiți la durata de spitalizare, te uiți la câți pacienți sunt internați, externați. Sunt foarte multe criterii care sunt luate în considerare și toate aceste statistici, bineînțeles că sunt evaluate an de an și contează foarte mult. Adică ar trebui să ajungem și așa în domeniul ăsta să scăpăm de șabloane. Așa te poți uita, de exemplu, și la trendurile demografice, să vezi ce fel de secții sau ce fel de paturi sau unde ar trebui să mărești numărul de paturi, unde ar trebui să le micșorezi, să vezi exact ce se cere ca servicii medicale. Și, de exemplu, dacă ați citit documentul pe programul operațional de sănătate care tocmai a fost, nu știu, publicat acum o săptămână, două săptămâni, se face o analiză la începutul documentului în care se spune cu starea infrastructurii din România, cu populația care îmbătrânește, ce fel de servicii ar trebui să le oferim ca sistem de sănătate,
că nu avem un număr de doctori comparativ cu cel din Europa, că ar trebui să facem mai multă educație pe plan în domeniul sanitar, adică să perfecționăm cadrele din domeniul sanitar, că trebuie să avem mai multe mai multe paturi pe paliație. Deci sunt foarte multe lucruri pe care le poți vedea în trendurile astea multianuale și să îți creezi strategia pe aceste criterii. Da. Bun, acum pe final de emisiune mai avem 3 minute. Spuneți-mi dacă gradul de satisfacție al pacienților de la Spitalul Județean de Urgență este măsurat cumva? Da, este măsurat. Sunt niște chestionare pe care le-am implementat anul acesta. Pacientul primește un SMS pe telefon acasă după ce este externat, ca să nu fie influențat în alt mod cu acel chestionar pe hârtie și răspund. Rata de răspuns e undeva între 20 și 25% din cei care primesc acel chestionar. Și dintre cei care răspund, cam care este? În general sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de condițiile de cazare. Știu că sună poate neverosimil, dar sunt mulțumiți de mâncare și de condițiile de cazare. Nu li s-au cerut bani de la... E și o întrebare. Dacă ați simțit nevoia să stimulați vreun cadru medical să fiți tratat mai bine, așa, ceva de genul, și nu a fost cazul. Sunt puține cazuri în care într-adevăr au zis că au trebuit să-și cumpere medicamente pentru că nu au fost disponibile la momentul respectiv. În general, există un grad de satisfacție, spun eu, de 70%. E ca la alegerile locale. Ne-am ales primar cu 7500 de voturi sau 7800 de voturi și au participat foarte puțin. Și aici răspund un sfert. Da. Și pe baza sfertului ăla stabilim gradul de satisfacție. Să știți că firma cu care lucrăm ne spune și de rata de răspuns din alte județe, că au mai multe spitale la care au antrenat. La noi se răspunde bine. E ok. Adică suntem în grafic. Nu o să aveți niciodată un răspuns de 100%. Ce vă spuneam cu acele criterii pentru acreditare e valabil și aici. Dacă ar răspunde și ar fi totul perfect, ar fi clar ceva neregulă. Bine, nu putem să cerem să răspundă 100%, că niciodată nu se iasă 100% din spital. Dar să știți că sunt observații. Mai sunt unii care rămân. Sunt observații, atât pozitive cât și negative. Deci eu le împart pe ambele. Când se spune ceva, doctor X m-a tratat foarte bine sau e o problemă pe secția Y și nu am fost tratat cum trebuie, eu printez acele lucruri și le dau pe secția respectivă, nu critic. Doar le spun, uite, feedback, asta e tot, faceți cum credeți. Dar mie mi se pare corect că atunci când un pacient dă un feedback pozitiv despre o asistentă sau despre un doctor sau despre o secție, să fie transmis acest lucru. Da. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Concluzia e că la spital avem de toate. Adică avem medicamente luate pe 2 luni jumate înainte, avem preocupări pentru aprovizionare, avem anchete, avem bani avem de... controle și acum avem sunat de un domn comisar care mă așteaptă. Deci mă așteaptă. Sper să nu fie în legătură cu acțiunea DIICOT-ului de dimineață. Nu cred. Cred că e ancheta noastră pe care o avem noi cu ATI-ul. Și a, deci în continuare. În continuare, da. Dar eu nu știu ce ar mai putea să vă ia. Fac teste, le-am pus, de exemplu, la dispoziție niște tancuri de oxigen. Nu știu, nu comentez că nu particip la acțiunile dumnealor. Eu sunt responsabil să le pun la dispoziție anumite lucruri, hârtii, materiale, ce doresc dumnealor și să le pun la dispoziție locul respectiv. Bine, ne oprim aici, oameni buni. Mulțumesc vom mai discuta cu domnul Filimon, deși înainte de emisiune mi-a transmis că poate pe anul ăsta mă lăsați e în pace. E postul Crăciunului, de asta am zis. Da, oricum, prima întrebare a fost bună. Ați văzut că am respectat postul Crăciunului și nu v-am întrebat, de exemplu, ce putea să conțină o hârtie făcută de un medic ATI care să poată să perturbe ancheta.
Asta nu v-am întrebat, că suntem în postul Crăciunului. Exact, vă mulțumesc. Și pot să mai am câteva întrebări, dar am mulțumesc. Zis că respect. Am spus le ținem că nu, pentru la anul, în ianuarie. Nu, nu, ne apropiem de post și de final și pe post de cozonac o să punem întrebările astea. Vă mulțumesc cele bune, oameni buni, numai bine. Vă ținem la curent cu acțiunile de ICOT, dacă ele se întâmplă în neamț, în foarte scurt timp, un prim indiciu despre o acțiune la care se pare că a participat și DICOT-ul și jandarmeria, probabil și poliția, deocamdată cu niște fotografii pe care în câteva minute o să le vedeți pe Mesagerul de Neamț și pe 10H. Cele bune!